Artistul ar fi fost în comă de ceva timp, însă familia ar fi preferat să fie discretă privind această situație tristă. Pe data de 11 noiembrie, acesta ar fi suferit un accident vascular masiv, iar de atunci starea lui de sănătate s-a înrăutățit. Gabriel Cotabiță s-a stins din viață la vârsta de 69 de ani. Decesul a fost anunțat de dirijorul Ionel Tudor, cel care era bun prieten lui Cotabiță. Acesta a postat un mesaj dureros pe Facebook, prin care a dat de veste că solistul nu mai este în viață. Ai plecat, Gabi, și a lăsat muzica pop românească fără una dintre cele mai mari și mai personale voci. Am fost nu doar colaboratori, ci și prieteni din tinerețe. Am lansat împreună piese care au bucurat generații de ascultatori. Noaptea albastră. Te rog, domnișoara, nu pleca, si va mai trece o noapte. Viața e un casino, să nu ne spunem adio. Poate ca da, poate ca nu etc. Am lansat împreună cu Jide Alvare primul CD din România. Am făcut lucruri frumoase împreună, lucruri care nu se pot uita. Am împărțit multe momente ale vieții și carierei noastre împreună. Te vom păstra mereu în inimile noastre. Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină. A scris Ionel Tudor. Ionel Tudor a mărturisit că în ultima vreme bunul său prieten nu a mai răspuns la telefon. Dirijorul afla noutăți din viața lui de la alți amici, care erau mai apropiați de soția regretatului artist. Am aflat lucrul acesta azi de dimineață și ce aș putea să spun e că împreună cu Cotabiță am lucrat foarte bine. Am avut foarte multe șlagăre, începând din anul 1986. L-am ascultat, i-am încredințat piesele mele, am făcut șlagăre multe, dar în afara de toate aceste lucruri, din punct de vedere muzical, am fost și foarte buni prieteni, eram de aceeași vârstă. Nici nu-mi vine să cred că lucrurile acestea s-au întâmplat. Un om cu care am râs permanent, un om foarte inteligent, timbru vocal foarte personal, foarte talentat, am avut foarte multe participări la festivaluri. Împreună am scos primul CD din România. Omul Cotabiță era un om generos, prietenos, foarte haios. În ultima perioadă a avut foarte multe probleme de sănătate. A avut un accident vascular masiv pe partea stângă și era intubat și n-a mai rezistat, mai ales că el acum 2 ani la 67 de ani a avut acea profundă comă din care a ieșit și era un om care spunea că este iubit de Dumnezeu, după coma de 3-4 luni. L-am sunat de ziua lui, nu mi-a răspuns, dar am vorbit cu prietenii noștri, ei erau mult mai apropiați de soția lui și așa primeam și eu informațiile, dar în ultimul timp nu a mai răspuns la telefon. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.